Bună seara și bine v-am găsit, dragi iubitori ai basketului. Iată întâlnire cu un sport care ne-a dus atât de multe satisfacții. CSM Satu Mare își prezintă noua echipă într-un amical de lux în compania echipei maghiare DVTK Miskolc, o echipă de cupe europene, o echipă care a venit aici la Satu Mare să arate basket, sperăm noi, de calitate. Meciul de la sala LPS de astăzi este un meci amical, cum vă spuneam, un meci de pregătire în care elevele lui Marius Dobă pornesc la drum cu gândul de a reedita și, de ce nu, de a depăși performanțele din sezonul trecut, când CSM a jucat două finale în campionat și Cupa României și a câștigat Liga Europei Centrale. CSM Satu Mare își prezintă noua echipă. Cu numărul 3, Lloyd Lișa. Cu numărul 8, Tavić Matea. Cu numărul 6, Alexandra. Cu numărul 7, Ola Oros Andreea. Cu numărul 18, Kadar Ana Maria. Cu numărul 4, Pane Roxana. Cu numărul 15, Lazar Andreea. Cu numărul 51, Uțanu Andreea. Cu numărul 11, Popadina. Cu numărul 20, Mandache Andra. Cu numărul 24, Baltic Kristina. Și cu numărul 23, Denson Brittany. Cu numărul 16, moldovianul Diana. Antrenor principal al Sătmărencelor, cel care a stat pe banca Sătmărencelor și sezonul trecut, Marius Dobă. Antrenor secund este Boian Octavian. Preparator fizic al echipei din Satu Mare, Anzic Arnold, doctorul echipei Demian Constantin, masărul Delia Pintea și managerul Mureșan Florin. Sperăm într-o întâlnire cât mai agreabilă, un meci care să ne arate cam unde se va afla în sezonul următor CSM Satu Mare. Echipa care a adus cele mai mari satisfacții în jocurile de echipă aici la Satu Mare. O scurtă perioadă de încălzire și sperăm să avem parte de un regal basketbalistic, mai ales că echipa care vine din Ungaria este o echipă cu pretenții, o echipă care, cum spuneam, joacă în cupele europene. Meciul dă să înceapă în câteva minute, dragi telespectatori. Haideți să vă prezint și echipa oaspete, DVTK Miskolc, cu numărul 5, Sabo, Fani, cu numărul 7, Cania și Veronica, cu numărul 10, Eperea și Noura, cu numărul 11, Media și Dora, cu numărul 12, Cotona, Sidonia, cu numărul 14, Sulciute, Egle, cu numărul 15, Zele, Dorina, cu numărul 24, Scorici, Maia, cu numărul 30, Chiș, Angelica, cu numărul 32, Walker, Kimonoru, cu numărul 45, Mokango, Chanel, cu numărul 99, Frid Nicolet. Antrenorul principal al unguroaicilor este Cicaș Laszlo, iar secundul Zoltan Jiga. Să vedem cine va avea parte de câștig la acest prim contact. Unguroaicele sunt cele care au posesia, Medie și Doura. Frumos o găsește sub panou pe numărul 45, Mokango Chanel, care a fost extraordinar de bine căpăcită acolo de către Lloyd Lișa. Revin unguroicele în atac și reușesc un prim coș prin aceeași Medie și Doura. Atac al Sătmărencelor cu numărul 3, Lloyd Lișa. Care este faultată și care și obține două libere. Care o transformă pe prima. Transformă în sensul că nu pe cea de-a doua.
atac prelungit al Sungurăoicilor și prima aruncare de 3 puncte transformată de către Sulciute Egle. Foarte bine răspund sătmărencele. Încercat iarăși de 3 puncte acolo Scoric Maia, însă arbitrul întâlnirii a suflat fault. Scoric Maia beneficiază de 2 libere. O transformă pe prima și pe cea de-a doua. Mărencele revin în atac, frumoasă acțiune a Denisonei Brittany, care înscrie frumos. 8-6 este scorul pentru Unguroaice. Oh, ce bine a fost găsit acolo singură sub panou aceeași lituaniancă Sulciute Egle. Iar scorul este 10-6 pentru oaspete. O bâlbâială acolo a jucătoarelor de la CSM. Tania și Mania și Arat, care este și coordonatorul de joc. Cursiune frumoasă sub panoul nostru și Veronica Căneș și reușește să înscrie 12-6 pentru echipa din Miskolc. Popadina, Matic, până la Andra Matache, care a încercat de 3 puncte, din nou revine mingea la Andra Matic. Oh, super! Să vedem dacă a fost de 3 puncte. Încă nu apare pe tabelă, doar 2 puncte au fost puse, 12-8. Între timp, Unguroaicele au ratat un atac, iar Sătmărencele ripostează foarte repede Andra Matache până la Brittany Denson, care face paș acolo, arată arbitru. Revin oaspetele în atac. Nu reușesc să scrie, ba da, 14-8 pentru echipa din Miskolc. Tavić Matei a avut acolo o cursiune frumoasă, o schimbare în echipa setbariană. Iese cu numărul 18 Kadar Ana Maria și intră cu numărul 4 Pane Roxana, noutate în rândurile formației sătmărene. Să vedem pe Matea Tavić, care înscrie prima liberă. Și foarte sigur înscrie și pe cea de-a doua. 4 lungimi de un lungimi pentru
echipa din Miskolc. Din Guraicele cu Maia Scoric a încercat acolo o execuție destul de pretențioasă la recuperare. Numărul 45, Hocango Chanel, nu reușește să pună mingea în coș, așa că sătmărâncele revin în atac. Matea Tavić până Andra Mandache a încercat de 3 puncte, scurt aruncarea. Basketbalistele de la Miskolc s-a încercat un coș cu fault acolo. Simpatica Fania și Veronica, care și obține o două libere. Transformă cu siguranță pe prima. Scorul devine 15-10. Și la fel de sigură și la a doua aruncare, 16-10. O schimbare și la oaspete, intră jucătoarea cu numărul 30, Chris Angelica, și este jucătoarea cu numărul 14, Sulciute Egle. Tavić, Matea, Andra Mandache. Și coș cu faul, Lloyd Dilișa. Frumoasă acțiunea sătmărâncelor. Multă siguranță văd în aruncarea lui Lloyd. Transformată prima liberă. Da. Așteptam să mai vedem o liberă, doar arbitrii ne fac semn că s-a dat doar o singură lovitură de pedeapsă. 16-13 în favoarea oaspetelor. Se vede ușoară superioritatea echipei din Ungaria, însă până acum sătmărâncele țin aproape de mai experimentată, să zicem, echipă din țara vecină. Andra Mandache a încercat de una singură să se întregheze acolo sub panou. O recuperare cât paci din partea lui Lloyd Lișa. Nu a reușit. Ce frumos a aruncat de 3 puncte Fata Nasidonia și scorul se duce la 19-13. Foarte rapid acțiunea se mută la celălalt coș, iar Lloyd Lișa reușește și ea să mai pună 2 puncte în favoarea echipei sătmărene. 15-19 este scorul. Suntem cu 3 minute și 45 de secunde înaintea terminării primului sfert. Un prim sfert, trebuie să recunoaștem, destul de bun al echipei sătmărene. Un contraatac ca la carte, mingea a circulat pe traseul Mandache, Tavić, Lloyd, ultima reușind să trimită mingea în coș. Una dintre cele mai active jucătoare a autoracilor până acum, Fane și Veronica, a încercat și ea să rezolve de una singură. Atacul nu i-a reușit. Revenim în schimb noi. Superb această fază a sătmărâncelor, care a avut-o pe Ransom Brittany în prim plan. Iar sătmărâncele se apropie doar la două lungimi față de echipa din Ungaria. Prea scurt această aruncare a lui Chanel Mocango și putem să egalăm situația pe tabelă, dacă desigur vom finaliza cu coș acest atac. Matea Tavić, vedem de 3 puncte, Andra Mandache! Superb aruncare
Și nu numai că egalăm, dar chiar luăm conducerea, însă, da, 22-19 pentru echipa din Satu Mare. Matea Tavić, super, găsit acolo, sub panou, încă o dată, recuperat, minunat, Denson, Brittany și coș cu fault. Coș cu fault, frumoasă acțiune, 24-19 și mai avem cu o liberă între timp. Văd că două jucătoare de la Miskolc au intrat pe teren. Ah, ce păcat că n-am reușit să marcăm și acest coș. Denson, Brittany ratează. Principalul este că echipa din Satu Mare revine consistent pe tabelă, 24-19 și un fault în atac, suflă arbitrul. Matea Tavić până la Leisha Lloyd. Baltic Kristina a încercat acolo un pic prea mult. Matea Tavić a dat posibilitatea oaspetelor să pună mingea pe contraatac de 3 puncte. Au încercat acolo jucătoarele de la Miskolc, n-am reușit. La limită acest capac al Leisha Lloyd. Beneficiază echipa din Ungaria de două libere. Angelica Kish este cea care va încerca să înscrie aceste coșuri. Ratează pe prima. Și o ratează și pe aceea de a doua. Din păcate nu reușim să recuperăm mingea care revine fetelor echipate în roșu complet. Și din nou basketbalistele de la Miskolc vor beneficia de două libere. Să vedem dacă Sidonia Cotona este mai norocoasă. Prima liberă este marcată. La fel și cea de-a doua, 24-21, când mai este 1 minut și 11 secunde din acest prim sfert. Frumos acolo încearcă fetele noastre. Ce am avut aici? Ce s-a suflat? Puțin Dora Mendes și este nedumerită de decizia arbitrului. Două libere pentru Roxana Pane. Prima ratată de zvârluga echipei, ca să zic așa, asta în ideea de talia ceva mai mică a jucătoarei. Din păcate o ratăm și pe cea de-a doua, însă foarte bine la recuperare vine acolo Kristina Baltic, care înscrie 26-21 pentru CSM Satu Mare într-un prim sfert bun al echipei antrenate de Marius Dobă. Da. Se pare că avem parte de alte două libere de data aceasta sub panoul nostru.
Maia Scorici marchează pe prima. Mingea Țope sub, pe panou și posesie CSM Satu Mare. Dina Pop revenită la echipa de pe Someș. Un produs 100% al basketului sătmărean. Dina Pop trimite până la Huțanu Andreea și mingea rămâne în posesia sătmărencelor. Cea care va repune este aceeași Popadina. Vedem ce schemă pregătesc sătmărencele. Lloyd. Lloyd frumos o găsește. Excelentă fază a sătmărencelor. O combinație minunată între Lloyd și Baltic. Ultima reușind să pună mingea în coș. Și să vedem dacă va fi, da, 28-24, a fost coș cu fault și încă o liberă din partea jucătoarei Dora Medie și se încheie primul sfert al întâlnirii, 28-25 pentru CSM Satu Mare. Un joc bun, se vede că fetele și-au dorit să revină într-un nou sezon competițional cu un basket de calitate. Sigur, mai sunt multe depuse la punct. Însă sperăm că în această nouă formulă, care mie mi se pare ușor îmbunătățită, CSM Satu Mare va reuși să aibă un sezon bun, sperăm noi, cel puțin la fel de fructuos ca și cel de anul trecut, când a jucat trei finale, campionat și cupă și Cupa Europei Centrale, a câștigat două dintre ele, Cupa României și Cupa Europei Centrale, și a pierdut în fața celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe în campionat. Însă ne rămâne și acum în minte acea partidă la scorul de 2-0 la general pentru basketbalistele de la Sepsi, o victorie senzațională a sătmărencelor aici la Satu Mare. E drept că în meciul 4 echipa din Satu Mare a pierdut aici la în sala Ecaterina Bot, însă au făcut-o după mare luptă, lucru care sigur ne-a dus recunoștința suporterilor și a noastră, a tuturor. 28-25 după primul sfert între CSM Satu Mare și DVTK Miskolc, una dintre echipele de valoare a campionatului din Ungaria, echipă care evoluează și în cupele europene. Primul atac aparține echipei gazdă. Adina Pop până la Lloyd. Lloyd top shoot, însă mingea nu reușește să intre în coș. Arbitrul a văzut acolo un fault al lui Dora Medeși. Roxana Pane, frumos găsită sub panou Lloyd. Opa, cam scurtă aruncarea, însă credeam că mingea va rămâne în posesia noastră, dar ultima care a atins mingea a fost o jucătoare sătmăreancă.
Ungoroicele revin în atac. Maia Scoric până la Dorina Zele, românca, care a încercat o minge filtrantă sub coșul, sub panoul sudmărencilor. S-a apărat destul de bine echipa lui Marius Dobă și e o schemă frumoasă a celor de la Miskolc, care găsește pe Veronica Acană și în postură de puncheur. 28 la 27. Da. Ah. Și eu am avut impresia că mingea a atins-o pe o jucătoare din Ungaria, însă părerea arbitrilor a fost alta, spre dezamăgirea Kristinei Baltic. Trei puncte a încercat Dora Melia și însă mingea revine în posesia sătmărâncelor. Greșeală de începătoare pentru Andreea Uțanu, care efectiv a trimis mingea pe tavă unguroaicilor, care sigur că ne-au și penalizat. 29 la 28 și prim timp de odihnă cerut de către antrenorul Marius Dobă. Cum spuneam, așteptăm o evoluție cel puțin la fel de bună basketbalistelor de la CSM și în acest nou sezon competițional. Probabil vor fi angrenate tot pe trei fronturi, cupă, campionat și cupe europene. Nu știu exact dacă vor evolua tot în Cupa Europei Centrale sau vor participa ceva la un nivel mai înalt. Rămânem cu visul de a obține un titlu de campion la jocurile pe echipe în România și în momentul de față singurele care sunt capabile de acest lucru sunt basketbalistele de la CSM Satu Mare. Între timp s-a reluat jocul cu Kristina Baltic în prim plan. Lloyd, poate cea mai bună jucătoare a sătmărencilor până în momentul de față. Excelent! Coș cu faul pentru Denisa Lisha Lloyd. Și foarte sigură pe ea Lloyd Lisha transformă libera, iar scorul devine 31 la 29 pentru CSM Satu Mare. Dora Medeș a încercat și ea o aruncare de 3 puncte, însă am forțat acolo puțin sub panou unguroaicele, iar mingea revine echipei din Satu Mare, care pornește la un nou atac. Baltic Cristina combina acolo cu Adina Pop, coordonatoare de joc în acest match. Adina Pop pentru Cristina Baltic. Minunat, s-a descurcat acolo ex-Iugoslava și face ca scorul să fie de 33 la 29 pentru CSM Satu Mare. Scurt această aruncare a lui Maia Scoric. Tot ea revine la în acțiune. Hai să vedem, reușim să recuperăm acest minge. Ușor a lovit-o în picior, n-au văzut arbitrii pe Lloyd Denisha și ei, ce frumos a încercat acolo sub panou Baltic Cristina. A fost un coș minunat, un cârlig excepțional. Mai are timp Cristina să ne arate asemenea procede tehnice de mare virtuozitate. Între timp văd două schimbări acolo
a unguroaicilor intră numărul 12 și 14, adică Sidonia Cotona și Egle Sulciute. Medie și Cotona. Sulciute, care o găsește bine sub panou pe Mocango Chanel, care are de îndeplinit o simplă formalitate. 33-31. Se înscrie mult, cel puțin până în momentul de față. Fiecare acțiune a celor două echipe se termină cu coș. A încercat acolo de 3 puncte Lloyd, din păcate n-a reușit să pună mingea în coș. Merge și până la Cotona, care se pripește și dă posibilitatea lor noastre să iasă pe contraatac. Un ușor capac acolo în dreptul lui Cuțan Andreea, care face să greșească ținta. Abatere de pași. Văd pe arbitri că au sancționat echipa din Miskolc, iar posesia revine la echipa din Satu Mare. Tavić Matea până la Lloyd. Baltic. Frumos Lloyd, însă ușor izolată. Kristina Baltic se bate excelent. Foarte bună la acest gen de acțiuni. Talia îi permite jucătoarei de la CSM să facă asemenea acțiuni. Vedem cum vom trata acest contraatac și un foul de acolo. Este penalizat Medie și două libere în dreptul formației din Satu Mare. Lisha Lloyd poate să mărească diferența în favoarea CSM-ului. Transformă cu precizie prima liberă, 36-31. La fel de sigură e mâna americancei și la cea de-a doua aruncare, iar scorul este de 37-31. Posesia rămâne în favoarea echipei sătmărene, care face și un al doilea sfert foarte bun. Andra Mandache până la Tavić Matea, jucătoare exponențială pentru sătmărence. Ia să vedem această aruncare scurtă a lui Roxana Pane. Tot ea ușor deconectată, ca să nu zic altceva despre Roxana. Sper ca să-și pună la punct până începe campionatul și jocurile din cupă jocul Roxana. Sunt sigur că poate mult mai mult, probabil o ușoară emoție așa pentru debut la echipa din Satu Mare o face să aibă de destul de multe greșeli în acest joc. Revenim la joc. Conia și Veronica, frumos găsit acolo sub panou și abatere de pași a jucătoarei Mocango. ...37-31 scorul în acest moment, când mai sunt 5 minute din cel de-al doilea sfert. Uiui, frumos până la Denson, scurt aruncarea lui Denson, ușor nemulțumită și incomodat acolo de către Sulciute. Lituanianca rapid, o ușoară bâlbă din partea lui Medie și care este salvată de Mocango, care recuperează, iar scorul devine de 37-33.
Matea Tavić. Andra Mandache de 3. Oh! Ce aruncare frumoasă a Andrei Mandache, una dintre specialitățile casei, ca să zic așa, a unei jucătoare de bază a echipei din Satu Mare. Foarte bine s-a apărat acolo Uiui și reușim să revenim în atac. Tavić Matea, combinație scurtă cu Andra Mandache. Tavić, wow, ce body check acolo. Păcat că n-a reușit Alexandra Uiui să intre în posesia mingii. Buraicele revin, însă ne apărăm foarte bine. Păcat că n-am reușit să recuperăm mingea. O aruncare de 3 puncte, însă mult prea scurtă a lui Veronica Acania și mingea revine formației din Satu Mare. Avem 7 puncte avans, 40 la 33. Când suntem în al doilea sfert, multe puncte marcate. Au fost partide în care se termina întâlnirea cu asemenea scor pe tabelă. Cum spuneam, aproape la fiecare atac, ambele echipe punctează. Asta e bine și pentru public, în primul rând pentru public, desigur. Baner Oxana. Alexandra Uiui, bine găsit acolo sub panou, Denson Brittany, foarte bine s-a descurcat americanca și scorul devine 42 la 33. Da. Faultată jucătoarea cu numărul 5, Sabo Fani, ea și beneficiind de două libere. Doar repunere pentru echipa din Miskolc. Am jucat acolo o schemă, merge și cu Sulciute, nu le-a ieșit, însă Litoninca beneficiază de două libere. O transformă pe prima cu mare lejeritate. Și pe cea de-a doua, 42 la 35. Revine echipa sătmăreană în atac. Matea Tavić, Alexandra Uiui. Ai încercat o pasă filtrantă până la Vincent Brittany, ușor neatent acolo jucătoarea de culoare. Și un timp de odihnă. Un timeout cerut de către antrenorul unguroaicilor. Cicaș Laslo. Revenim la meci, 42 la 35 pentru CSM, când am mai rămas 2 minute până la pauza mare. Păcat că n-am reușit să ne apărăm bine, până la urmă tot sătmărengele sunt cele care recuperează. Andra Mandache de 3. Oh! N-a intrat de data aceasta. Un pic trebuie reglat tirul. Merge și coordonatorul echipei din Miskolc. Tot ea o piruetă frumoasă, excelent, foarte frumos dribblingul lui Medeși. Din păcate nu reușim să facem recuperarea care părea o formalitate pentru echipa din Satu Mare. Wow!
și un fault al sătmărâncelor. Pane Roxana este penalizată cu greșeală personală, iar jucătoarea numărul 30, Chiș Angelica, transformă prima liberă. O transformă și pe cea de-a doua și o schimbare în dreptul echipei din Miskolc. Sătmărâncele revin în atac, să sperăm și cu coș pe tabelă. Excelent acolo, aproape bine, Brittany Denson. Era minunat dacă reușeam, da, lungă această pasă, destul de puternic într-adevăr, iar Matea Tavić repune echipa din Satu Mare în atac. Ce frumos acolo! Minunată fază creată de Andra Mandache, una dintre cele mai experimentate jucătoare de la CSM Satu Mare. 44-36, când jucătoarele din Miskolc beneficiază de două libere. O văd acolo pe Denison Brittany, care arată arbitrului că ar fi fost abatere de pași. Până la urmă, ei sunt suverani și aici mă refer desigur la arbitrii. O văd pe Mocango Chanel, care va încerca să înscrie cele două libere. Doar una o face, iar scorul devine 44-39. 24 de secunde din cel de-al doilea sfert. Fi frumos să încheiem cu coș această acțiune. Aproape de coș cu faul. Foarte aproape a fost Denson Brittany. Mă scuzați, Baltic Kristina. Haideți să vedem pe Kristina în mare formă. Foarte bine transformă această acțiune. Și la fel de bine o face și pe cea de-a doua. 45-39, când antrenorul oaspetelor cere un al doilea timeout. Probabil pregătesc o schemă. Mai mult ca sigur că așa se va întâmpla. Ceea ce este cel mai important e că avem un avans destul de important pe tabelă, de 6 puncte, 46-39. Să vedem ce schemă de final au pregătit unguroaicele. În mod sigur vom intra cu avantaj la pauza mare. Hai să vedem cât de bine știm să ne și apărăm la această fază. Și nu le-au ieșit, unguroaicilor. Două secunde până la sfârșit. Opa! Sigur că da, erau prea multe de făcut. Cert este că la pauză CSM Satu Mare conduce cu 46-39. Revenim la această partidă după o scurtă pauză. O partidă care cel puțin până în momentul de față ne-a arătat multe lucruri frumoase. Revenim, dragi prieteni, la partida amicală dintre CSM Satu Mare și DVTK Miskolc. După două sferturi, CSM Satu Mare conduce cu 46-39. Oaspetele sunt cele care au prima la acest atac. Posesia este de partea lor, să vedem.
avea acolo două libere pentru lituanian ca sulciute, Egle pe prima, transformat-o, transformă și pe a doua, iar scorul devine 46-41. Primul atac al sudmărencelor din acest al treilea sfert, Andra Mandache, o pasă bună acolo, da, foarte bine s-au apărat guroaicele în fața lui Baltic, Cristina, și rămânem fără puncte pe tabelă acest prim atac. Merge și foarte liberă găsit acolo Scoric Maia, iar scorul devine 46-43. A început mai bine unguroaicele la acest al treilea sfert. Ar fi bine să marcăm și noi la acest atac. Destul de bâlbâit atacul sătmărencilor. Lloyd, Baltic și la Puhu! La limită de timp reușește până la urmă Matea Tavić să pună 3 puncte foarte importante pe tabelă, 49-43. O încercare de 3 puncte, recuperează bine acolo Mukango, însă mingea nu intră în coș. Pentru noi e foarte bine că se întâmplă locul acesta și din două atingeri a coșului, aruncarea de 2 puncte a unei dintre cele mai bune jucătoare de la noi, Andra Mandache. Înscriem 51-43, o ușoară confuzie a sătmărencilor, însă repede ne-am revenit și am reușit să punctăm de 2 ori consecutiv pe tabelă. Putem face pentru a 3-a oară. Uite ce bine a fost acest capac din partea Mukango Chanel. Posesia a unguroacilor de 3 puncte acolo. Am văzut-o pe Sidonia Catona, care recuperăm. Nu, mingea tot sopăit, când dintr-o parte, când dintr-alta. Și până la urmă, posesia e totuși de partea sătmărencelor. Matea Tavić e cea care coordonează acest atac pentru echipa din Satu Mare. Andra Mandache, frumos până la Baltic. Hai să vedem, stop shoot. Foarte frumoasă această aruncare a lui Matea Tavić, 53-43. Merge și coordonatorul de joc al celor de la Miskolc până la Fani Sabo și cu ușor noroc mingea intră în coș. 53-47. 45, mă scuzați. Matea Tavić, Lloyd, tot ea recuperează excelent. Andreea Ola până la Baltic. Bine, mână sigură pentru Andra Mandache. De altfel, specialitatea casei pentru jucătoarea sătmăreancă, acest gen de execuții. Ne-am grăbit puțin, puteam să gestionăm mai bine acest atac. Nu contează, hai să vedem cum ne apărăm. Bine recuperează aceeași Andra Mandache. Matea Tavić pornește la atac de una singură, a încercat o pasă filtrantă acolo pentru Andreea Olah. Mingea iese dintr-o jucătoare de la Miskolc, iar posesia este pentru CSM Satu Mare. Lloyd, ce frumos a driblat acolo, să vedem cum va gestiona această fază. Trebuie să vină cineva să preia. Baltic, minunat, capac, excepțional. Foarte frumoasă această acțiune a
Kristinei Baltic, care cu un cârlig minunat duce scorul la 57-45 pentru CSM Satu Mare. Acum apărarea funcționează bine, hai să recuperăm, bravo Andra. Tavić, Matea, Lloyd. Așteaptă acolo, sub panou, Baltic. Cred că ușor egoist aici a fost Lloyd, trebuia să trimită mai repede mingea. Le permite unguroaicilor să revină în atac. De 3 puncte a încercat acolo, dar a reușit, wow! Și nici acum. Îi mulțumim lui Egle Sulciute, care a avut de îndeplinit o simplă formalitate. Se pare că și la jucătoarele profesioniste, câteodată acest genuri de proceduri le dau bătăi de cap. Da. Acolo aștepta Kristina Baltic să primească, ușor ținută de mână și sigur că da. Echipa maghiară este penalizată. Am încercat o schemă rapidă, n-am prea înțeles foarte multe din această schemă. În fine, merge și o angajează sub panou pe Moloco, care efectiv li se refuză coșul unguroaicilor. Mingea iese din coș de 3 puncte, scurtă această aruncare a Matei Tavić, de altfel nu e cea mai potrivită pentru asemenea gen de aruncări. În fine, merge și frumos, faultată, ne-am apărat bine la această fază. Și schimbare, două dublă schimbare și într-o tabără cât și în cealaltă. Nu, de fapt la noi doar Lloyd a ieșit. Și la unguroaice o văd pe Sabo Fani, cea care a intrat. Merge și transformă prima liberă. Și reușește să o transforme și pe cea de-a doua. Principalul că ne aflăm în avantaj și un destul de consistent de 10 puncte în favoarea echipei Satu Mare, 57-47. Cel de-al treilea sfert, Alexandru Oioi. Ola. Da, a ieșit. A călcat afară Andreea. Așa că mingea revine formației din Miskolc. Veronica Conea și poate cea mai simpatică jucătoare de pe teren, în opinia mea, desigur, sunt subiectiv la faza aceasta. Și un body check acolo, în dreptul Matei Tavić, care e pusă la pământ. Iar arbitrii dau posesia pentru CSM Satu Mare, o văd pe Adina Pop, intrând în locul Matei Tavić. Pornim la un nou atac. Cuțanu Andreea. Adina Pop își caută coechipirele și le cheamă la luptă. Cuțanu și... Da. Brittany Denson este ușor bruscat acolo. Adina Pop. Denson. Cuțanu, Pop. Da, ușor neatent aici Adina. Te permite celor de la Miskolc să pună două puncte pe tabelă, 57-49. Ușor mai atent Adina la acest gen de faze. Le dăm prea ușor mingea și e păcat. Sperăm că Adina se va revanșa. Alexandra Uiui, Huțanu, o schemă, o fentă. Nu a ieșit recuperarea Adinei. Foarte bine s-a apărat în schimb Andrei acolo, bravo.
Mămica Andreea Olah, între cele mai bune produse ale basketului din Satu Mare, fostă componenta echipei naționale. Un pic cam adormit aici, însă am avut noroc, deoarece n-am fost penalizați. O pasă foarte tare până la urmă din partea lui Uiui. Sigur că Denson din politețe probabil o felicită pe Alexandra, însă mi s-a părut prea tare transmiterea mingii. Hai să vedem pe Veronica Coniu și nu intră mingea în coș, o face în schimb la recuperare din linia a doua foarte bine Bocango, Chanel și avansul sătmărencel începe să scadă, doar 6 puncte între cele două echipe, la un moment dat erau chiar 11, 57-51, când ne apropiem de sfârșitul celui de-al treilea sfert. Denson, Alexandra Uiui, stop shoot, mult prea tare această minge. Bine ne-am apărat la această fază, bravo! Aveau superioritate numerică, n-au reușit să profite de ea și recuperăm mingea. Adina Pup ar trebui să fie ușor mai atentă, a greșit câteva pase. Da. Arbitrul ne arată că jucătoarea cu numărul 45, Mocango Chanel, ar fi împins acolo și primit penalizare pe chestia asta. Adina Pop. Trebuie să fie mai hotărâtă și să și arunce la... Haide, Adina! Bravo! Totuși, ușor ieșită din joc. Și păcat că acțiunea s-a desfășurat în extra time. Când o lăudam și eu pe Adina cu o pasă bună, Baltic n-a mai avut timp să arunce la coș. Opa! O simplă eschivă din partea Maiei Florin și face ca scorul să fie de 57-53. E timpul să mai înscriem și noi. Posesia rămâne în favoarea echipei din Satu Mare. S-au apărat bine aici unguroacele. Sper să terminăm și cel de-al treilea sfert în avantaj. Dance! Cu chiu cu vai până la urmă, importante sunt cele două puncte. 59-53. Hai să ne apărăm bine să nu primim coș la acest ultim atac al unguroaicelor. Bine s-au descurcat până la urmă, iar Scorici Maia reușește să înscrie. Principalul e că și după cel de-al treilea sfert, CSM Satu Mare se află în avantaj. 59-55. Ne așteaptă în ultim sfert. Sperăm la fel de bun al echipei antrenate de Marius Dobă. E primul meci, să zic, cu spectatori ai echipei din Satu Mare din acest nou sezon. Până acum trebuie să recunoaștem că am văzut o echipă bună a CSM-ului, cu un joc destul de bine închegat. Sigur că suntem la prima reprezentație cu public pentru echipa din Satu Mare, dar eu am încredere că fetele vor avea un sezon cel puțin la fel de bun ca cel precedent. Începe și cel de-al patrulea sfert al partidei. 59-55, iar posesia este a sătmărencelor. De 3 puncte încearcă Alexandra Uiui.
nepregătit această aruncare până la urmă. Kish, Congo, aceeași Mokongo de 2 puncte și scăpăm fără coș. Mare viteză pornește Matea Tavić acest atac și foarte bine reușește să gestioneze atacul lui Tilișa. 61-55, început bun pentru CSM Satu Mare în ultimul sfert al jocului, cu o ușoară șansă Angelica Kiș reușește să marcheze 2 puncte. Matea Tavić, Andra Mandache, frumoasă pasă așa în blind, cum se zice, însă acolo Denson nu s-a descurcat la fel de bine. Ho-ho! Da. Coș cu fault. Nu, cred că se mai impunea să se mai facă și un fault când era clar că îngurăcele vor marca. Așa că Maia Scorici mai are posibilitatea să pună 2 puncte pe tabelă și să strângă scorul. 61-59. Un gest destul de nesportiv până la urmă a Matei la jucătoarea cu numărul 7, Conia și Veronica, iar arbitrii ne sancționează. Tania și singur a reușit să destabilizeze toată apărarea Veronica și să facă ca scorul să fie egal. 61-61. Mai parte de un final de foc, chiar dacă este un meci de pregătire. Ce păcat că nu i-a reușit această fază Brittany Denson. Bine placat în prima fază, dar foarte bine vine la recuperare de fiecare dată această Chanel Mokango, care după foarte mult timp aduce echipa din Miskolc în avantaj. 63-61 și sigur că Damarius Tobă cere time-out. Trebuie să le mai trezească puțin pe fete. Au avut evoluție foarte bună până acum, au început bine și cel de-al patrulea sfert, însă s-au cam lăsat pe tânjală în ultimele 4-5 minute și asta a dus scorul, asta a făcut ca scorul să le fie nefavorabil. 2 puncte avans au unguroaicele, 63-61. Mai sunt 7 minute și 56 de secunde din cel de-al patrulea sfert, ultimul al întâlnirii. Sper că acest time-out să le fi trezit puțin pe fete și să revină la jocul bun pe care l-au făcut în majoritatea timpului din această întâlnire de pregătire. Alexandra Uiui pornește la un nou atac pentru echipa din Satu Mare. Andra Mandache de 3, aproape bine Andra. Era perfect dacă reușeam să înscriem de 3, cel puțin pentru moralul fetelor. Dar nu e nimic pierdut. G
circulație bună a mingii. Până la urmă ne apărăm excelent acolo cu Lloyd, care pornește furibund în atac. Mă pregăteam să jubilez după acest contraatac bun al jucătoarei din Statele Unite, Denise Lloyd. Din păcate n-am reușit să o fac. O face în schimb foarte bine Veronica Cania și scorul devine 65-61. Bine la recuperare acolo Andra Mandache, care este faultată și resimte puțin jucătoarea de la CSM. Văd și pe Lazar Andreea, care se pregătește să intre. Cred că e debutul jucătoarei în această întâlnire. Andreea, Matea Tavić, mă scuzați. Ce capac bun i-a dat acolo Mukango, însă mingea iese tot dintr-o jucătoare de la Miskolc, iar posesia rămâne pentru CSM. Lloyd, ce păcat că a alunecat mingea, altfel am fi văzut un cârlig foarte frumos. Principalul e că beneficiem de două libere în aceeași Lisa Lloyd, care o înscrie pe prima. Și din păcate a doua nu mai este transformată. O greșeală personală acolo în dreptul Matea Tavić. Ne apărăm bine până acum. Hai să scăpăm și de acest atac. Iese mingea din coș la aruncarea Veronica Icania și s-a părut fault acolo la Andra Mandache. Se bate din răzputere Andra cu un altele apărătoare maghiare. Andra Mandache de 3 este exact când ne ardea buza mai tare. Vine această aruncare măiastră din partea Andrei Mandache. Iar scorul este egal, 65-65. Cum anticipam, un sfârșit de partidă foarte încins și disputat. Ce intrare acolo hotărâtă a lui Lloyd. Ce bun am crezut că va fi această aruncare a jucătoarei Andreea Lazar. Din păcate n-am reușit să punctăm. Am fost repede penalizat de Mukango, iar scorul este favorabil guruaicelor, 67-65. Andra Mandache, The sniper Andra Mandache marchează din toate pozițiile, de 3 și de 2 puncte. Este una dintre jucătoarele vitale și în acest sezon pentru echipa din Satu Mare. 67-67. A încercat acolo ceva pe spate jucătoarea cu numărul 12, Sidonia Cotona, nu i-a reușit. Veronica Caniaci. Hai să ne apărăm la această fază. N-am făcut-o prea grozav și extra time pentru atacul celor de la Miskolc. Matea Tavić, Andra Mandache, bine găsită sub panou acolo. Excelent acțiunea sătmărencelor. Iar Andreea Lazar reușește să ne readucă în avantaj, 69-67.
Un al patrulea sfert foarte disputat, cu schimbări dese pe tabelă, reușim să scăpăm și din acest atac, contraatacul curge bine și coș Satu Mare. Andreea Lazar reușește alte două puncte mai mult decât importante pentru CSM la acest sfârșit de partidă, 71-67, iar Laszlo Cicaș cere time-out, antrenorul celor de la Miskolc. 3 minute și 31 de secunde au mai rămas din această partidă, iar CSM Satu Mare conduce cu 71-67 în fața unei formații cel puțin pe hârtie mai valoroasă decât echipa din Satu Mare. Însă cel puțin în acest joc mie mi s-a părut că sătmărencele au avut o evoluție mai bună decât vecinele noastre. Pac, pac. Și posesie CSM Satu Mare. Matea Tavić readuce echipa din Satu Mare în atac. Lloyd, foarte bătăioasă Lloyd în acest joc și așa și trebuie să fie până la urmă. Bine găsită Lloyd acolo sub panou și este faultată jucătoarea cu numărul 5. Fanny Sabo este penalizată cu greșeală personală. Baltic, Tavić, ce păcat că n-a ieșit această combinație foarte frumoasă. Da, ne apărăm bine cel puțin până acum, hai să vedem. Te-au hotărât arbitrii, da, posesie pentru Miskolc și greșeală personală în dreptul lui Andreea Lazar. Lungă această aruncare. Mai au timp unguroicele să încerce un atac și se vede o abatere de pași. Foarte bine au văzut arbitrii la această fază. Medeși nu s-a descurcat prea grozav. Mai scăzut și Mendeși, a avut o prestație mai bună în primele două, trei sferturi. Primul sfert, al doilea și al treilea. În al patrulea a mai căzut, probabil, fizic. Cu aceeași greșeală tehnică suntem penalizați și noi. Abatere de pași era grozav dacă reușeam să înscriem la acest atac. Acum va trebui să ne apărăm mult mai atent. Merge și de două puncte aruncarea Muroicilor, până la urmă, reușesc să înscrie cu coș și fault, exact când nu trebuia. Reușesc acest lucru Muroicile, scorul 71-69. Se anunță un sfârșit de partidă foarte încins. Iar cele de la Miskolc se apropie la doar o singură lungime față de echipa din Satu Mare. Timpul să marcăm și noi. Lloyd este faultată. Posesie CSM.
Bunțanu. Matic. Tavić, pardon. Sabo. Sulciute. Merge și... 72-71. Cum vă spuneam, foarte strâns final de partidă. Intrăm în curând în ultimul minut de joc. Ce păcat, am simțit-o ușor nepregătită pe Andreea Lază la această aruncare. Și lucrul acesta ar putea să ne coste. Bine, excelent! A recuperat Andreea Lazăr și a recuperat și greșeala. Ia să vedem aici pe Baltic, care obține două libere. Andreea Baltic, jucătoarea care și sezonul trecut a adus valoare pentru echipa din Satu Mare, reușește să marcheze prima liberă. Hai, Andreea. Bravo, mână sigură. Asta face diferența între jucătoarele valoroase și cele mai puțin valoroase. Momentele astea de tensiune. Un punct avans pentru CSM Satu Mare în fața celor de la Miskolc. Foarte bine, ne apărăm. Mergem pe contraatac. Lloyd! Trebuia să paseze acolo cu Andreea Lazăr. Nu știu de ce, ușor egoist aici Lloyd. A vrut să rezolve singură faza. Și lucrul ăsta s-ar putea să ne coste, deoarece unguroaicele au un atac de două puncte, merge și ratează Veronica și... ce e acolo? Supa nou, sătmărâncelor, aceeași ratare și... nebunie totală, asalt la coșul sătmărâncelor, care până la urmă reușesc să câștige această întâlnire dinamică, zic eu. Un meci de pregătire foarte binevenit pentru CSM Satu Mare, care, zic că începe cu dreptul noul sezon. 73-71 pentru CSM Satu Mare și sperăm ca asemenea victorii să vedem cât mai multe și în sezonul oficial. Până la o proximă partidă, fetelor noastre, toate cele bune, la revedere!